Salutare și bine te-am găsit la o nouă lecție de dans. Eu sunt Andrada Nistorică, iar astăzi am pregătit pentru tine 2 de 8 de nivel intermediar, care o să aibă la bază mai mult jocul de picioare, footwork-ul. O să fac pe muzică să vezi exact despre ceea ce vorbesc și pe urmă o să revin cu toate explicațiile necesare. Hai să vedem! We go! Asta a fost pe muzică. Elementele pe care tu le-ai văzut acolo se bazează pe jocul și pe schimbul de greutate, pe diferența dintre un pas și un punct. Ține minte că atunci când avem de făcut un pas, înseamnă că am de făcut un schimb de greutate. Dacă am de făcut un pas cu dreptul înspre partea dreaptă, înseamnă că o să pășesc și o să schimb greutatea pe piciorul respectiv. În momentul în care am un punct, ține minte că doar avem tensiune în podea, fără să avem schimb de greutate. Ok? Este ca și punctul, ca și tap-ul de pe 4 și de pe 8 din pasul de bază. Și atunci avem greutatea pe piciorul stâng și o să am 2 puncte cu piciorul drept. Primul punct din această poziție o să fie în exterior cu piciorul întins și cu vârful la fel orientat înspre podea, cu vârful piciorului și un punct lângă. Încă o dată, 7 și punct exterior, interior, acum o să pășesc, adică schimb greutatea lateral pe piciorul drept și punctez cu piciorul stâng. Încă o dată, 7 și punct, punct, pas, punct, 7 și iese, intră lateral și punctez. Din cealaltă parte, 7 și am punct, revin, pășesc și punct. 7 și punct, revin, pășesc și punct. Ok, prima parte. Dar am primit 4 timp. Și acum pe 5, 6, 7, 8 o să am o întoarcere la stânga. Dar am rămas de la început 7 și am 1, 2, 3, 4 și mă întorc la stânga. Dacă cumva nu stăpânești sau nu ți este clar cum se face o întoarcere, te poți uita la lecția numărul 2 din 2 de 8 cu Dada și o să fie acolo explicată. Avem 3 pași și un punct în întoarcere. Primul pas este cu piciorul stâng pe direcție, al doilea cu dreptul, al treilea cu stângul și am punctat. De la început, cu întoarcere, 7 și am 1, 2, 3, mă întorc, pas, pas, pas și punct. Greutatea pe piciorul stâng și am punctat cu dreptul. Trecem mai departe. După întoarcere o să avem ceea ce se numește în nomenclatura internațională shuffle step și o să aibă ca și principiu același joc dintre pași și punct. Și o să avem, pășim cu dreptul înspre dreapta, o să am drept, punct lângă, stâng, punct lângă, drept și încă un punct. Pe numărătoare să fie așa, 7 și pornesc, 1 și 2 și 3, 4. O să ne jucăm și cu șiurile, da? Adică cu jumătățile de timp și o să le folosim. Până acum am folosit doar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dar uite că putem să folosim și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7, 8. Și atunci o să fie mai rapid, da? O să pășim și între timp. Încă o dată, greutatea pe piciorul stâng, pornim cu dreptul în shuffle step, lent și pornim. 1 și 2 și 3, punct. Și bază, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, shuffle step. 7 și 1 și 2 și 3, 4, bază, 5, 6, 7, stop. Greutatea pe stângul și din partea aceasta, 7 și 1 și 2 și 3, 4, bază, 6 și pornim. 1 și 2 și 3,
4, 5, 6, 7, stop! Ultima parte, pe 5, 6, 7, 8, o să avem un pas sacadat și o să ne jucăm iarăși cu schimburile de greutate și cu punctele. Da, am avut shuffle step, da? Drept, punct, stâng, punct, drept, punct. Suntem aici, greutatea pe piciorul drept și o să mă duc lent, da? O să pășesc cu stângul, dreptul o să vină lângă, pe urmă o să am un punct în lateral. Asta e prima parte, greutatea pe dreptul și pornesc. O să fie 5 și 6. Ok? Pe 5 pășesc, pe și pășesc, pe 6 o să am punct. Greutatea pe dreptul, încă o dată 7 și lateral, lângă cu schimb de greutate și punctez. 7 și stâng, drept, iese. Stângul. 7 și 5 și 6. Ok, avem greutatea pe piciorul drept, pe urmă. Am punctat cu stângul. Asta înseamnă că stângul este piciorul pe care pot să-l folosesc în continuare. Îl aduc lângă și schimb greutatea. Fac un pas. Și pe urmă iese dreptul. Și punctează. Și am punctat lângă și am terminat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, pas sacadat. Am pas, pas, iese stângul, intră și schimb greutatea, iese dreptul și am punctat. Și 1, 2, 3, pornim, 5 și 6 și 7, 8. Ca și timing, o să avem așa, 5 și 6 și 7, 8. O să ne folosim iarăși de șiuri, pornim cu piciorul stâng. Stâng, drept, stâng, stâng, drept și punct. Ok? 5 și 6 și 7, 8. E foarte important ca să știm exact și numărătoarea pentru că o să putem să corelăm mai bine mișcările cu ceea ce numărăm, fie în mintea noastră, fie cu voce tare. Ok? Hai să mai facem o dată. Shuffle step cu pasul sacadat, da? Mai ții minte shuffle step? 1 și 2 și 3, 4. Ok. Greutatea pe piciorul stâng și pornim. 7 și 1 și 2 și 3, 4. Da, avem aici 3, 4, avem genunchiul de sprijin îndoit. De aici mergem cu sacadat. Pe acest pas sacadat să fii atentă să rămâi la același nivel, da? Să nu fie 5 și 6 și 7, 8. Nu avem schimbul acesta de înălțime, rămânem la același nivel și doar picioarele o să iasă. Pornesc cu stângul înspre stânga în sacadat. 7 și pas, pas, iese, intră, iese și punctez. Din cealaltă parte, shuffle step cu sacadat. Un pas de bază, 7 și 1, 2, 3, 4 și pornesc. 7 și 1 și 2 și 3, sacadat. 5 și 6 și 7, 8. Și acum să punem câteva elemente de styling, mai ales la prima parte, da? Avem pregătirea pe care am făcut-o în fiecare. Filmuleț, da? Pe 7 avem o bază. 1, 2, 3, 4. Mă pregătesc pe 7, 8. Dreapta o să vină la nivelul pieptului, la stânga o să meargă în talie. De aici, mâna o să iasă odată cu piciorul. Atunci când pășește, când punctează piciorul nostru drept. În exterior o să punctez și eu cu mâna. Când reintră, o să vină înapoi. Avem 1, 2. Iar când pășesc în lateral, o să meargă mâna de jos în sus, până lângă ureche. Ok? Încă o dată, 7 și avem 1, 2, 3, 4. Pe întoarcere, mâna de sus o să coboare la urechea stângă, la ceafă și o să coboare pe lângă piept. Ok? 7 și o să fie 5, 6, 7, 8. 7 și am 1, 2, 3, mă întorc la stânga, 5, 6, shuffle step. 1 și 2 și 3, sacadat, 5 și 6 și 7, 8. Pe acel sacadat, 5 și 6 și 7,
7, 8. O să am o mângâiere de jos în sus, cu degetele în tensiune și atingem doar cu degetul mijlociu și un pic din palmă. Ok? O să fie 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și 7, 8. Totul pe numărătoare împreună, odată cu fața și odată cu spatele și voila, se fini. Avem greutatea pe piciorul stâng și avem un pas de vază, 7 și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și pornesc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, shuffle step, 1 și 2 și 3, sacadat, 5 și 6 și 7, bază, 1, 2, 3, 4 din cealaltă parte și pornesc și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 și 2 și 3, sacadat, cu mângâiere, 7, stop. Acestea au fost elementele pentru astăzi, mai mult footwork și mai puțin styling, sper să-ți fie de folos și ne vedem data viitoare. O zi minunată! Salut! Bailarte mi amor, bailarte mi amor.